fii liniștea asta pe aici, n-a fost niciodată așa. Hello everybody! Stai liniștită, că nu e liniștit, va fi chiar agitație. Astăzi oh, wow. Vom avea un shooting. Așa că o să te iau. Astăzi vii cu mine, o să facem un shooting împreună. Și cum, nu mai facem studio și sau până vin băieții? Avem și o surpriză. Avem timp, Ana, până vin băieții? Hai să vedem. Ce, cât avem? O oră, într-o oră. Poți să faci într-o oră? Într-o oră, hai. 50 de minute. Spatele drept. Așa. Ok, te uiți la cameră. Și vreau să-mi arăți foarte multă atitudine în momentul în care ești fotografiată. Hai. Bine, be right back. Vrei să te schimbi? Hai. De repede poți. Nu, stai, adică eu trebuie să stau în poziția asta și să răspund și la întrebări. Da. Ok, let's go. Prima întrebare. Dacă viața ta ar fi un film, care ar fi titlul? Desperate House. Asta este un film. Munca în echipă presupune, în primul rând, ai 5 secunde. Prietenie. Mă trezesc de dimineață și... mă uit în telefon. În viață sunt două cuvinte care deschid multe uși. Trage și împinge. Dacă ai fi o altă de înghețată, ce ar mai fi și de ce? Ciocolată. Because I love summer. Ai ritualuri sau superstiții înainte de spectacol? Da, să nu te văd pe tine. Am un ritual, că nu vreau să vorbesc cu nimeni timp de 10 minute. Poți împărtăși un secret din casă? Da, piesa de ieri este favorita mea. Mai pot. Gata. Ah! Shooting-ul ce vă fac. Stai în cap. Stai în cap. Și nu te mișca de acolo până nu zic eu, da? Da? Deci pune-te în cadru. Muzică mai facem? Da. Foarte amuzant. Not. Trecem la lucruri mai serioase, că nu vreau să fiu mai comodă. Gata, mamă, deci am făcut un șutur, m-a pus în bani, deci nu vreau să știu. Stai așa să mă arăt o poziție. Ivan, hai să-ți arăt o poziție de făcut poză cu toi. Pentru când o să faci tu la sicotoi acolo. Ia, dă-te și microfonul ăsta dacă poți să cânt așa. All I can do it like that. Vreau să fiu cântăreață, nu model. Mi-am dat seama în momentul ăsta că nu funcționează la mine. De cele mai multe ori ne amuzăm foarte tare atunci când suntem la studio și asta mi se pare cel mai tare lucru. Încercăm să ne distrăm și să nu ne punem niciodată limite. I think that's the best. Astăzi Mineli mi-a făcut surpriză și a venit la sesiune. Mi-am dorit super mult să lucrez din nou cu ea. Mineli este o artistă pe care eu apreciez foarte mult, atât pe partea de artist performer, dar și pe partea de writer. Am colaborat super bine împreună și am făcut super piese. Mi se pare foarte tare că, pe lângă faptul că ea este artistă, are concerte, filmează clipuri, își face mereu timp să vină, să scrie muzică cu noi aici în Dance Queen's House. I love you, Mineli. Stai puțin, vreau să ascult. Dacă e bine, noi tragem cu Paris Fit cu minus 1 acum și vreau să văd dacă sună bine pe voce. It's fine.
faci mai. Mie îmi place Fiona, asta. Hai să nu vină, doar aia. Hai că zice bine că și eu simt acolo, că sunt etichetă, adică nu vine slow. Sunt privilegiată să lucrez cu oameni care mă cunosc foarte bine și care înțeleg gusturile mele, dar mai mult de atât, care știu gusturile fanilor mei. Suntem mereu atenți la reacțiile fanilor, citim aproape toate comentariile, mai mult eu, și încercăm de fiecare dată să găsim echilibrul între ceea ce își doresc ei și vibe-ul nostru. Chiar dacă mereu mi-am dorit să am o direcție constantă, eu recunosc că îmi plac și provocările. Baby, I'm out of the way. If you're not here to love me, if you're not giving me all, 'cause I need it all. I'm out of the way. If you're not here to love me, if you're not here to love me, if you're not here to love me. Everything or nothing, everything or nothing. Îmi dat și mie un rockstar? Am nevoie de energie. Între refrenul și e nevoie de mai multă. Ce faci aici? Doamne, astăzi am masa din mână și fac curia. 2-1. Mânca toată ziua. Nu-mi vine să mă demachiez, îmi place atât de mult make-up ăsta. Nu trebuie. You have to. Când dorești, mă machiez. Cum era faza aia? Adios, ne vedem data viitoare, make-up. Wow, ce bine demachiază ăsta. Ia uite cum s-a luat. Și e sclipici? Asta e preferatul tău? Da, pentru că e pentru ten sensibil. Asta albastru, că hidratează pentru piele deshidratată. Fix ce ai tu nevoie. Hai că ai și tu nevoie de tu. Hai cu amândouă ce zici. Ești drăguță. Cheers! Uite, așa e bine. Da? Așa, și încălze. Chiar dacă mereu mi-am... Doamne ajută!